ce fain, ce interesant. Wow! Da, păi eu și ușa o iubesc și colțul patului îl iubesc când dau peste, cu piciorul peste el și îmi cer scuze. Scuze, mami! Cu toate că mă dor degetele sau genunchiul dacă dau de colțul patului. Da, eu te iubesc, nu știu, iubesc. De ce nu poți să spui că ba da, pot, nu există, nu pot, nu vrei, nu te lasă ceva din interior, stai liniștită. Nu e problemă, că se va trece și de pasul ăsta, știi? De pragul ăsta. Da, noi toți trecem pragul ăsta. Nu-ți face griji, mai devreme sau mai târziu se trece pragul. Hai să vezi ce fain e după. Wow! E fantastic. Doar spune. Wow, Andreea. Doar spune. Mă las în mâinile tale, Doamne. Să vezi ce greu e la început. Nu știu dacă ai făcut-o până acum. Eu, când am făcut-o prima dată. Doamne, atât de greu mi-era să încep. Nici nu puteam deschide gura, nici măcar să mă gândesc. Și parcă simțeam că în interior râdea cineva de mine, știi? Sufletul, cred că sufletul râdea. Nu, nu râdea. Stătea într-o așteptare așa și într-o stare foarte relaxată. Și o simțeam partea aia, simțeam. Și simțeam și partea aia că asta la care se zbătea, să nu cumva să scoată așa ceva pe gură, știi? Și la un moment dat am zis, mă las. Gata, te-ai lăsat. Am simțit că mi-a zis vocea interioară. Gata, stai liniștit că te-ai lăsat de mult. Am făcut, știi? Wow, și am început să plâng. Și am zis, da, ok, m-am lăsat de când mi-am pus intenția. M-am lăsat în mâna lui Dumnezeu și acum zic mereu, mă las în mâna ta, Doamne, mă las în mâna ta, Doamne, știi că sunt lăsată deja, nu? Da, eu știu, 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 simt că sunt lăsată în mâna ta, dar eu mai zic că îmi place, te iubesc, îmi place, e fain să mă las pe mâini palmele tale, în brațele tale, fă tu ce vrei. Fă tu ce vrei, Doamne, că eu habar n-am ce. Eu nu știu nimic ce să fac. Îndrumă-mă tu. Du-mă tu. Mută-mi pașii, spune-mi ce să zic. Fă ce vrei cu mine. Deschidem tu gura, deschidem tu ochii, închidem tu ochii. Fă ce vrei cu mine, Doamne. Comportă-te în corpul ăsta că e al tău cum vrei tu. Asta zic, e fain.